voyais pas beaucoup, il était assez discret. Comment il était? Ouais. Alors, très discret, quelqu'un de... oui, une personne vraiment distinguée. În apropierea reședinței regelui Mihai au apărut garduri de protecție și afișe pe care scrie că până pe 11 decembrie mașinile nu au voie să staționeze în zonă, pentru ca acolo să poată veni cei ce vor să-i aducă un ultim omagiu regelui României. Là, ce qui est organisé, c'est que ici, il va y avoir une place de recueillement. Mm-hmm. Ici, on va enlever toutes les voitures. De ce côté-là, on va boucler la rue de ici à ici. Et on va enlever les voitures qui sont ici afin d'avoir une grande place pour que les gens puissent se recueillir. Regele Mihai s-a stins marți în jurul orei 13 la reședința din Obon, în care se retrăsese de la începutul anilor 2000. Vacanțele se țin lanț anul viitor pentru angajații care beneficiază de liberele legale. Sunt Marius Ioniță și imediat vă spun câte zile libere vor fi anul viitor. Însă până să vorbim despre zilele libere de anul viitor, haideți să vedem ce se întâmplă zilele acestea și cât de tare se mai răcește afară. Loredana Ștef vine cu toate informațiile. Loredana, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina! Veștile sunt foarte bune, cele care vin de la meteorologie.